Cunoscut ca primarul 4x4, fostul edil al Devei Mircea Muntean se pregătește să reintre în lupta pentru primăria reședinței de județ. Acesta definește Deva actuală ca fiind, citez, o demandadă. Fostul primar al municipiului Deva Mircea Muntean a anunțat că își dorește un nou mandat în fruntea reședinței de județ, mânat fiind de Deveni care, spune el, îl abordează mai abitir față de când era primar. Acesta consideră că mulți dintre Deveni ar fi nemulțumiți de ce se întâmplă la ora actuală în oraș, iar Mircea Muntean spune că Deva e o demandată și asta o confirmă lumea care se întâlnește cu mine pe stradă. Am ajuns pentru treia dată după 2 ani de zile, să spunem, de la preluarea mandatului de acești foști colegi dintre ei, să fie urâți de oameni și oamenii să mă abordeze mai mult decât mă abordau în calitate de primar. Acum e dublu numărul celor care mă abordează să-mi spună, domnule, ne-am săturat, deja suntem. Și văd oamenii dezvoltarea celor două orașe, este pericolul mare care îi paște. Văd că Hunedoara se dezvoltă în ritmul care îl vedeți cu toți și compară o proastă administrație cu una bună și eficientă. Fostul edil al Devei mai spune că oamenii sunt alături de el și că au nevoie de o schimbare. Poate nu eram abordat ca primar, așa cum sunt abordat acum, pentru a găsi o alternativă la actuala conducere foarte slabă de la primăria municipiului Deva. Deveni își doresc un om bun, în primul rând. Iată că îmi vine alianța bun, blocul unitar național. Mi l-am dorit întotdeauna și așa cum am spus, să-l am pe Mircea Joană președinte, pentru că suntem prima formațiune unită care propunem un președinte real, concret și bun pentru români. Acum vin cu o forță nouă, vin cu obiective bune, repet, pentru Deveni, pentru că își doresc un oraș mai verde, un oraș mai proaspăt, un oraș mai viu. Și asta este șansa mea. Întrebat fiind dacă se teme de un potențial contracandidat în lupta pentru primărie și cine ar putea fi acela, Muntean a răspuns. Nu există altă alternativă decât city managerul actual al primăriei municipiului Deva. El este singurul candidat care mă poate concura și mă voi lupta cu el până la capăt. Primarul și viceprimarul actual excluși din orice calcul că vor. Iar cei noi veniți, nu-i cunosc de lumea și numai Deveanii nu-și mai permit să mai riște încă o dată. Și atunci e clar că între mine și city manager va fi lupta. Noi pronunț numele din terțe motive. Mircea Muntean face parte din Partidul Ecologist Român, iar la finalul săptămânii trecute, conducerea formațiunii politice de la nivel central s-a aflat la Deva.